Direcția de asistență socială sau DAS, cum mai este cunoscută instituția, distribuie lapte praf gratuit pentru copiii cu vârsta între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern. Laptele praf este distribuit în cadrul Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului 6 și este destinat atât copiilor din municipiul Deva, cât și celor din alte localități ale județului, dacă primăriile acestora nu au încheiat un contract cu Direcția de Sănătate Publică Hunedoara pentru distribuție acestui produs. Laptele praf se distribuie pe bază de rețetă eliberată de medicul de familie. Documentul trebuie să conțină următoarele informații. Denumirea cabinetului medical, datele de identificare ale copilului, criteriul de încadrare în program, numărul fișei de consultație și diagnosticul alimentat artificial sau mixt. Denumirea laptelui praf indicat și cantitatea recomandată, precum și data prescrierii, semnătura și parafa medicului. Un copil poate beneficia lunar de maximum 5 cutii de lapte praf, respectiv 3000 de grame în total, în funcție de recomandarea medicului de familie. La Direcția de Asistență Socială DEVA s-au prezentat deja pentru ridicarea laptelui praf atât aparținători ai copiilor din reședința de județ, dar și din alte localități hunedorene, aceștia fiind așteptați și în continuare. Având în vedere că programul de distribuire a raptelui praf se adresează atât copiilor din municipiul Deva, dar și copilor din întregul județul Hunedoara și luând în considerare că se întâmplă să fie primării din județul Hunedoara care să nu aibă încheiat contract cu Direcția de Sănătate Publică, pentru a veni în sprijinul copiilor și pentru a asigura egalitatea de șanse, Primăria Municipiului Deva, prin Direcția de Asistență Socială, vine în sprijinul acestor copii prin distribuirea laptelui praf așa încât deja în luna noiembrie avem un număr de două cazuri care au solicitat și au beneficiat de lapte praf din alte localități decât municipiul Deva și în continuare venim în sprijinul lor și așteptăm să se adreseze pentru, pentru acest drept. Totodată să nu uităm și copiii din municipiul Deva luna aceasta, 10 beneficiari și ei sunt așteptați în continuare bineînțeles cu rețelele este de către medicul de familie. Persoanele care se prezintă să ridice laptele praf au obligația să respecte toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0724 253 852 de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute sau vineri între orele 8 și 14.